Muzeul de Științe ale Naturii Colștefan este poate una dintre cele mai valoroase moșteniri ale Reghinului. Nici o localitate nu se mai poate mândri cu un muzeu școlar atât de bine înzestrat. Peste 2300 de piese împăiate provenite de pe toate continentele lumii. Cel mai vechi exponat este o pasăre pe care laborantul Col a împăiat-o în 1954. Primul mamifer expus este din 1957. Ultimul obiect a fost adăugat colecției în 1998, chiar înainte ca fondatorul să se îmbolnăvească și să moară. Casa unde a locuit, mai sunt niște păsări împăiate acolo și niște cărți rămase, o parte din biblioteca dânsului care îi rămas în casă. Atelierul unde s-au făcut exponatele din muzeu nu mai există, ca nu mai există. Ce a trebuit făcut? Poate popularizat mai mult și asta, televiziunea dumneavoastră ajută la această misiune, sau cum să spun. Ștefan Col s-a născut și a trăit pe strada Aurel Vlaicu numărul 1. Atelierul de lucru se afla în ultima parte a vieții pe strada Călărașilor, într-o magazie la intrarea în strada Terasei. Faptul că a locuit pe strada Aurel Vlaicu la numărul 1 dă importanță acestei case și probabil că cineva se va gândi vreodată ca această casă să fie altfel marcată de cum o marcăm noi prin știrea televizată. Dincolo de ceea ce a lăsat în urmă, Col rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un om simplu, pasionat de studiul și prepararea animalelor. Dânsul era la atelier, împăia, îi se aduceau păsări, urs am văzut împăiat de dânsul, era un om foarte de treabă. Era un om foarte cum se cade, lucra în fiecare zi, îl căuta oamenii. Stăteam peste drum de atelierul unde lucra și chiar aproape de casa unde s-a născut și unde a trăit. El a preparat și foarte multe trofee de vânătoare pentru Ceaușescu și familia lui. Veneau trimișii lui Ceaușescu și aducea pielea și în 3 zile trebuia să o termine. Ștefan István Col a trăit între 1922 și 1998. A fost membru al Societății Ornitologice din Ungaria și România. A publicat numeroase studii de specialitate în țară și Ungaria, Suedia, Germania. Muzeul său de Științe ale Naturii este unic în zonă și stă la dispoziția vizitatorilor în incinta grupului școlar Lucian Blaga.